Vă salut, dragilor! Știați sau nu, oricare din noi putem avea puteri de clarvăzător. Cum putem face asta? Haideți să aflăm împreună! Înainte să începem materialul, nu uitați și v-am rugat foarte mult, distribuiți pe Facebook orice postez sau vă place, iar dacă sunteți fani înrăiți și vă plac documentațiile mele, nu uitați să distribuiți pe Facebook. Acestea fiind spuse, haideți să-i dăm drumul. În cartea sa, intitulată Dezvoltați-vă puterile paranormale, parapsihologul francez Jacques Mandorla relevă un fapt straniu care nu poate fi considerat drept probă științifică, dar care nici nu este o simplă întâmplare. Numeroși clarvăzători au avut revelația darului lor în urma unui șoc fizic sau afectiv intens. Astfel, celebrul Nostradamus a început să-și scrie centurile la 36 de ani, la doar câteva zile de la moartea primei sale soții și a celor doi copii. Pascal Fortuny, care a colaborat cu doctorul Osti, a devenit clarvăzător la vârsta de 47 de ani după ce și-a pierdut fiul. Janei Laplace i-au sporit facultățile paranormale în urma a două maladii, o scarlatină la 12 ani și o gripă puternică la 18 ani. Nu cumva era și aia coronavirus? Unul dintre cei mai cunoscuți clarvăzători din prezent, Mario de Sabato, a avut prima sa viziune în timpul celui de-al doilea război mondial, la vârsta de doar 7 ani, când a anunțat cu câteva zeci de secunde înainte căderea unei bombe în apropierea imobilului în care locuia. Astfel, a salvat viața 10 persoane. Celebrul Beline, supranumit Prințul Clarvăzătorilor, autorul bestsellerului Cea de-a treia ureche, și-a descoperit capacitatea de premoniție când s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Boala care mă ținea la pat a declanșat eliberarea unei capacități pe care nici nu o bănuiam înainte să intru la sanatoriu. Dar astfel de fenomene nu li s-au întâmplat doar clarvăzătorilor europeni. Americanul Edgar Cayce, 1869-1945, cunoscut pentru numeroasele sale preziceri proferate în stare de hipnoză, de aceea era numit și profetul adormit, și-a descoperit capacitățile de prezicere după ce a primit, pe când era copil, o lovitură de minge de baseball în vertebrele cervicale, șoc care l-a lăsat paralizat timp de mai multe luni. Haideți să aflăm cum putem avea acces la aceste puteri de clarvăzător. Testați-vă propriile capacități ale clarviziunii. 1. Testul plicului închis. Acest test este foarte des propus clarvăzătorilor profesioniști de cercetătorii din parapsihologie. Ei trebuie să vadă o fotografie sau un desen băgat în interiorul unui plic care apoi este lipit sau chiar băgat într-un al doilea plic. Nu contează ce reprezintă fotografia, esențial este să dați maximul de detalii care să permită să se afle dacă ați identificat cu adevărat ceea ce se află în plic. În timpul testului nu vă feriți să țineți plicul în mână. S-a demonstrat că la anumite persoane contactul tactil facilitează ghicitul. 2. Testul zarului. Acesta este cel mai simplu test de clarviziune. Cereți cuiva din anturajul dumneavoastră să arunce cu un zar de 20 de ori la rând și încercați să ghiciți de fiecare dată numărul care a ieșit. Notați rezultatele obținute și măsurați-vă progresele. Unii clarvăzători reușesc 20 de răspunsuri bune din 20 de încercări. Puteți să îngreunați acest test lucrând cu două zaruri diferite. 3. Testul cărții timbrate. Luați un pachet de 32 de cărți și cereți cuiva să lipească la întâmplare un timbru pe una dintre cărți. Apoi așezați-le pe toate cu fața spre masă. Trebuie să găsiți prin clar viziune și prin cât mai puține încercări cartea cu timbrul lipit pe ea. 4. Testul cărților de joc. Este o variantă mai dificilă a testului cărții timbrate. Când toate cele 32 de cărți sunt întoarse cu fața în jos pe masă, încercați să ghiciți în ordine, în primul rând, culorile, cărțile roșii și cele negre. Apoi, când ați obținut scoruri bune la acest test, încercați să ghiciți toate cărțile.
Păi vă dați seama, clar văzătorii ăștia, câți bani ar trebui să câștige la poker? În fine, râdem, glumim, dar știți ce este clar viziunea? Clar viziunea este un fenomen bazat pe percepția extrasenzorială de către o persoană a unei serii de informații despre un anumit subiect. Noțiuni, gânduri, stări emoționale, desfășurări de evenimente spațiotemporare, fiind într-o stare modificată a capacităților psihofiziologice, transă, hipnoză. Mai este considerată și pseudoștiință. În psihiatrie, clar viziunea este considerată drept halucinație. Un sondaj realizat dintre posesorii de animale din Statele Unite ale Americii și Marea Britanie a arătat că jumătate dintre stăpânii de câini, și anume 30% dintre posesorii de pisici, au declarat că animalele lor anticipează cu mult înainte sosirea membrilor familiei acasă, indiferent de oră, nu un program fix. Conform unora, această capacitate paranormală, pentru că este paranormală, a fost sesizată și la anticiparea catastrofelor naturale. Comportamentul agresiv al animalelor domestice și sălbatice înainte de astfel de fenomene naturale ar putea fi explicat de faptul că acestea au capacitatea de a simți vibrațiile de sub scoarța terestră și că pot detecta schimbările care au loc în subteran. Cei care cred în capacitățile paranormale ale animalelor îi acuză pe etologi că refuză să studieze științific aceste fenomene și că ar considera acest subiect ca fiind tabu. Fie că acestor oameni li se spun magi, ghicitori, haruspices, auguri, magicieni, oracole, vizionari, astrologi, marabuți, vrăjitori, șamani, profeți, clarvăzătorii au existat în timpul tuturor civilizațiilor. Deși au avut denumiri diferite, toți au avut patru subiecte de predilecție: dragostea, sănătatea, banii și munca. Există numeroși clarvăzători care se folesc a număra printre clienții lor șefi de state, regi și regine. În toate societățile, succesul clarvăzătorilor se explică prin faptul că aceștia primesc precum preoții spovedania clientului lor, apoi le dau sfaturi, iar câteodată le poruncesc. Iar înainte să încheiem, haideți să vedem câțiva clarvăzători renumiți. Morgan Robertson, scriitor american, a prevăzut drama Titanicului. Americanul Morgan Robertson a scris în anul 1898 un roman care l-a făcut cunoscut după ani buni de la apariția acestuia. Naufragiul lui Titan a apărut într-o indiferență generală. Nimeni nu era interesat de povestea lui Titan, pachebot britanic lung de 243 de metri, de 75.000 de tone, cu 3 elice și 24 de bărci de salvare, care pe când își efectua călătoria de inaugurare, s-a lovit de un iceberg înainte de a fi înghițit de mare. Despre această carte s-a vorbit în anul 1912, când în ziua de 14 aprilie, cel mai modern pachebot construit vreodată de oameni, și anume Titanicul, s-a scufundat în apropierea de Terra Nova. Titanicul măsura 250 de metri lungime, avea 66.000 de tone, 3 elice și 22 de bărci de salvare. Descrierea făcută de Robertson, clarvăzătorul neprofesionist, a fost apropiată de cea reală. Jaguar Didier, clarvăzătoarea lui John Travolta. Era model când o clarvăzătoare i-a spus că are darul clarviziunii. A luat în râs afirmația femeii și a continuat să-și urmeze profesia. Apoi, într-o zi, la 24 de ani, a început să simtă fenomene surprinzătoare, precum percepții foarte precise de mirosuri, viziuni în imagini, voci în interiorul ei. La început, a folosit un glob de cristal pentru a se concentra mai bine asupra acelor senzații inexplicabile, dar după o perioadă a renunțat la acest artificiu. Astăzi este de ajuns să dețină fotografia unei persoane pentru a pătrunde în miezul problemei. Viziunea trecutului ține de telepatie, prezicerea viitorului este după aceasta adevărata clarviziune. Jaguar Didier a fost vizitată de oameni, politici, campioni sportivi sau mari actori ca John Travolta.
În fine, și ajungem la Mario de Sabato, clar văzătorul șefilor de stat. La vârsta de 7 ani, în timpul celui de-al doilea război mondial, Mario de Sabato a avut prima sa viziune. Cu toate acestea, clar văzătorul și-a transformat darul în meserie la vârsta de doar 27 de ani. Spre deosebire de restul clar văzătorilor, Maria nu a folosit niciodată sfera de cristal sau cărțile de tarot. Potrivit acestuia, contactul fizic cu persoana care îi solicita ajutorul îi era de ajuns. În fața lui se derulau imagini care prindeau sens după câteva secunde. Acesta a anunțat dinainte atentatul asupra papei Ioan Paul al II-lea, divorțul dintre Stone și Chardon și războiul din Liban. În fine, și despre el, tocmai ce v-am spus mai devreme, a fost numit prințul clar văzătorilor de către filozoful Gabriel Honoré Marcel. Belline și-a descoperit capacitățile de clar văzător în sanatoriu, unde se trata de tuberculoză. Din acel moment și-a dedicat viața acestei meserii. Cele mai spectaculoase preziceri ale sale au fost moartea lui Eisenhower, revoluția din mai 1968 și moartea lui Claude François. Acestea fiind spuse, alături de voi a fost Cosmin, sper că v-a plăcut materialul meu. Nu uita să distribui acest material pe Facebook sau WhatsApp, pe ce doriți dumneavoastră, orice platformă de socializare. Așa că vom reveni și mâine sau poate chiar astăzi, depinde de timp, cu un nou material. V-am salutat! Pa, pa!